Într-o conferință cu ofițerii superiori, ținută la Școala Superioară de Război, Ion Antonescu declara că problema ieșirii României din război era legată de evitarea sorții Italiei, care fusese ocupată de Germania, deși se confrunta cu circunstanțe mult mai nefavorabile. Antonescu observa că atunci când Italia a făcut această mișcare, forțele anglo-americane erau la porțile Romei, în timp ce rușii erau la 2000 de kilometri depărtare. Mareșalul a concluzionat că, în asemenea condiții, dacă România capitula necondiționat și întorcea armele împotriva aliatului său, așa cum cereau Moscova și anglo-americanii, rușii aveau să intre imediat în țară și aveau să impună un guvern compus din elemente favorabile politicii sovietice. În timpul anului 1943 s-au făcut mai multe încercări de către antenele de pace române de a intra în contact cu anglo-americanii. Demersuri s-au făcut la Madrid, de comun acord cu Ion Antonescu și Iuliu Maniu, pentru a-l contacta pe ambasadorul american Hayes. Alte tentative au mai fost la Stockholm, Lisabona, Elveția sau chiar la Vatican. Antonescu, Maniu și Dinu Brăteanu au refuzat discuții directe și bilaterale numai cu rușii, întrucât nu se putea acorda încrederea acestora fără o garantare a termenilor de armistițiu cu ei și de către anglo-americani. Fără aceste garanții, orice armistițiu românesc făcut cu rușii era perceput cu echivalentul pierderii independenței și suveranității, comunizarea, sovietizarea și lichidarea intelectualității țării. În dimineața zilei de 12 decembrie 1941, baronul Killinger și ministrul plenipotențiar al Italiei la București, Renato Bova Scopa, se prezentau în biroul lui Mihai Antonescu. Esența discuției se afla în doar câteva ore. România urma să declare război Statelor Unite. Ar fi o nebunie să considerăm că România ar fi avut capacitatea să atace colosul de peste ocean, însă decizia a avut la bază presiunea germană, așa cum a spus mareșalul în timpul procesului său. Dar Scopa, omului Mussolini de la București, a avut și altă misiune în afară de strunirea lui Ion Antonescu să declare război americanilor. În toamna aceluiași an, Scopa și Mihai Antonescu elaborau proiectul Axei Latine. Axa Latină trebuia să aibă un caracter antibolșevic, antislav și, în particular, antigerman. Acest proiect, în viziunea lui Mihai Antonescu, era parte componentă și esențială a unui plan complex. După cotitura survenită în evoluția războiului și preluarea ofensivei de către armatele sovietice pe frontul de est, Mihai Antonescu a întreprins, în calitate de ministru de externe, numeroase tatonări pentru ieșirea României din război. Prin acțiunile sale, el urmărea, pe de o parte, să torpileze alianța Roma-Budapesta, iar pe de altă parte, să realizeze această axă latină, capabilă să reziste unor presiuni din partea Germaniei. În toamna anului 1942, Mihai Antonescu continua discuțiile cu Renato Scopa, cu privire la o apropiere româno-italiană față de aliați, pentru o pace separată. Iar în ianuarie 1943, Scopa îi prezenta ministrului de externe, Galeazzo Ciano, proiectul Axei Latine. Jurnalul contelui Ciano conține aprecieri contradictorii cu privire la rapoartele pe care Scopa îi le trimitea de la București, în urma întrevederilor sale cu Mihai Antonescu. În decembrie 1942, Ciano considera că Berlinul ar face bine să acorde o atenție sporită acțiunilor suspecte ale Bucureștiului, în timp ce, la începutul anului 1943, își schimbă brusc părerea. El clarifica drept curajoase inițiativele lui Mihai Antonescu și folosea rapoartele de la București pentru a-l convinge pe duce că se impune o nouă orientare a politicii italiene, care să urmărească scopuri independente de cele ale Reichului. Ciano era convins că pentru Italia războiul este pierdut și a prezentat, la rândul său, proiectul lui Mussolini. Entuziasmat de proiect, a relatat pe 19 ianuarie în jurnalul său despre cum a decurs discuția cu dictatorul. Scopa a făcut un raport despre lunga sa conferință cu tânărul Antonescu, proaspăt întors din Germania. Discuția a relevat situația tragică a Germaniei și a evidențiat necesitatea ca România și Italia să-i contacteze pe aliați, pentru a stabili o defensivă împotriva bolșevizării Europei. Voi duce raportul la duce și vom avea o conversație pe care o plănuiesc de mai mult timp. Mussolini nu a fost însă foarte receptiv. Ducele mi-a spus că e sigur că germanii vor fi tenace. Apoi m-a ascultat cu atenție. A refuzat propunerea lui Antonescu, susținând că Dunărea nu este calea pe care trebuie să mergem, dar nu a reacționat când am spus la un moment dat că ar trebui să încercăm un contact direct. Începând cu 1943, din schimburile comerciale între România și Germania, Bucureștiul se afunda într-un grav deficit.
mărcile germane au fost înlocuite cu promisiuni, tot mai multe neîndeplinite, iar relațiile diplomatice aveau și ele de suferit. Anul respectiv a marcat deteriorarea relațiilor politico-române-germane. Între Berlin și București nu prea mai exista diplomație, ci suspiciune. Discuțiile lui Mihai Antonescu privind axa latină au ajuns la urechile guvernului german, care și-a arătat nemulțumirea. Ion Antonescu i-a luat vehement apărarea colaboratorului său, iar explicațiile ministrului de externe au fost că nu era vorba decât de o neînțelegere fără bază reală, prin greșita interpretare a unor acțiuni de informare curentă și în afara vreunor instrucțiuni speciale a unora dintre miniștrii noștri în străinătate. La puțin timp după dușul rece pe care Mihai Antonescu îl primise din partea lui Hitler, se pusese din nou curajos pe treabă. De data aceasta, voia să-l convingă pe Mussolini de necesitatea unei acțiuni politice, iar Renato Scopa plecase în luna iunie 1943 la Roma într-o misiune de recunoaștere. El trebuia să-și convingă guvernul că nu mai era niciun moment de pierdut. Diplomatul italian rezuma într-un memorandum pe care îl trimisese lui Baslianini, cel care îl înlocuise pe Ceanu în funcția de ministru de externe, ideile și opiniile pe care Mihai Antonescu le expusese în lungile consfătuiri pe care le avuseseră împreună. După un preambul consacrat situației militare, Scopa se făcea ecoul lui Mihai Antonescu, care îl ruga pe duce să coordoneze o acțiune diplomatică pentru a ieși din această situație. Führerul se opuse oricărei tentative ce i-ar fi putut da inamicului impresia că noi eram dornici să încheiem pace. Dar în realitate, adăuga Scopa, dacă noi continuăm cu slăbirea progresivă a sistemului nostru militar și politic, nu vom reuși să obținem decât condiții mereu mai dure de la dușmanii noștri, până în ziua când predarea fără condiții va deveni o necesitate, căreia vom fi obligați să ne supunem. O soluție de compromis ar trebui găsită, căci ea ar fi conformă cu interesele Angliei, pentru a salva Europa din haos, oprind Rusia, care va ajunge inevitabil, în ipoteza înfrângerii noastre, pe malurile Mediteranei. Nimeni nu își închipuie că, în caz de victorie, Anglia și Statele Unite vor rămâne să facă de gardă, timp de câteva generații, în Europa, contra slavismului. Mihai Antonescu susținea că dacă ducele voia să coordoneze acțiunea comună, el ar fi interpretul tuturor micilor popoare beligerante, de la Finlanda la România. Cu generozitate, acesta îi propunea lui Mussolini să ia conducerea mișcării, pe care credea că o declanșase. Scopa i-a prezentat o copie a memorandumului său și lui Ceanu, care îi răspunsese: memorandumul tău din 15 ianuarie a fost cauza schimbării mele de la Ministerul de Externe. În prezent, vrei să-l faci și pe Baslianini să-și piardă postul și să-ți pierzi și propriul tău post de ministru la București. Cu Mussolini nu este nimic de făcut. Dar, contrar prezicerilor lui Ceanu, Baslianini îl cheamă pe Scopa pentru a-i comunica. Ducele este de acord cu Mihai Antonescu asupra numeroase puncte din memorandumul tău, dar zice că este încă prematur să se înceapă o acțiune diplomatică. Vrea să mai aștepte 2 luni. Se gândește să negocieze atunci când situația militară va fi bună. În orice caz, vrea să-l vadă pe Mihai Antonescu. Astfel, la 27 iunie 1943, Mihai Antonescu a plecat la Roma pentru a discuta personal cu Mussolini problema constituirii axei latine italiano-române, care să preia inițiativa unor negocieri de pace separată cu aliații. Acesta avea să fie primit la 1 iulie. Iar inițiativele sale au primit și girul oficial al mareșalului, care i-a permis ministrului său de externe să tatoneze terenul în relația cu italienii, sperând la o rupere comună față de Reich. În termeni asemănători celor ai memorandumului lui Scopa, dar desigur mai melodramatic, Mihai Antonescu insista ca ducele să ia o inițiativă destinată să pună capăt conflictului. Mussolini l-ascultă cu atenție, apoi declară oaspetelui său: este necesar să mai așteptați încă 2 luni pentru a nu da impresia că Italia ar ceda amenințărilor cu exterminarea ale anglo-americanilor și pentru că nu se poate negocia sub impresia unei înfrângeri militare, ca cea din Africa. Pentru a începe tratative, este indispensabilă o situație favorabilă pe fronturi. După 2 luni, Mussolini se declara dispus să-l determine pe Hitler să convoace o conferință a statelor neutre și beligerante pentru a decide destinul Europei. Dacă Hitler refuză, declara ducele, o voi face fără dânsul. Mihai Antonescu îi ceruse atunci lui Mussolini să-l autorizeze să trateze el, în timpul acestor luni, cât Italia ar fi rămas în expectativă. Vă autorizez. Sper că discuția noastră va avea un mare răsunet istoric.
fusese fraza cu care Mussolini s-a despărțit de oaspetele său. Timpul nu a mai avut răbdare cu planurile româno-italiene, pentru că la doar câteva zile de la întâlnirea dintre Mihai Antonescu și Benito Mussolini, la 25 iulie, ducele a fost înlăturat de la putere. În România, debarcarea de la puterea lui Mussolini a adus nori negri. Dacă o răsturnare de situație era previzibilă, asupra efectelor acesteia aproape că nu se concentra nimeni. Dintr-o scrisoare adresată de Ion Antonescu în august 1943, ca răspuns la scrisoarea comună a lui Brăteanu și Maniu din 10 iulie, reținem că, în acele momente, orice tentativă de ieșire din axă era complet imposibil. Știți că italienii, care sunt o mare putere, sunt ținuți în propria lor țară, pe front, între baionetele germane și că Germania, pentru a salva cauza lor, nu ezită să treacă prin foc și sabie, sub ochii armatei și a populației civile, pe oricine, de la general la soldat, care încearcă cea mai mică defecțiune? Noi suntem un popor mic, trupele noastre se găsesc încleștate cu inamicul la 1000 de kilometri de țară. Liniile de comunicație sunt în mâinile germanilor și păzite de ei. Soldații noștri primesc hrana și munițiile numai din depozitele lor, neavând niciunul în lungul liniei de comunicație care leagă țara cu ei. Puteți constitui în mintea dumneavoastră și a domnului Maniu ce s-ar întâmpla instantaneu cu bravii soldați și ofițeri dacă conducerea statului le-ar da ordin să părăsească frontul și să vină în țară? Astăzi discutăm cu Germania de la egal la egal. Făcând un astfel de gest, riscăm să avem acum, în ultimul ceas și după atâtea sacrificii și atâta muncă constructivă, soarta Serbiei.